Credeți că Dumnezeu e aici? Îi întreb inclusiv pe cei care vorbesc prin spate. Credeți că Dumnezeu e aici? Știți ce spune Scriptura? Când Domnul este în templul lui cel sfânt, toată lumea se tacă. Dumnezeu e aici. Dumnezeu e aici. Și prezența lui nu e condiționată de ceea ce simțiți voi sau eu, ci prezența lui e condiționată de un singur lucru. Suntem aici adunați în numele lui Isus. Suntem români, suntem romi, suntem de mai multe naționalități, dar nu contează. Suntem adunați în numele lui Isus. Și aș vrea ca în această seară aici, inclusiv cei ce stați acolo în picioare în spate, să simțiți că Dumnezeu e aici. Eu am să citesc din cartea 2 Samuel, capitolul 23, ultimile cuvinte rostite de cel mai mare rege din istoria lui Israel, numele lui este David. Și cuvântul lui Dumnezeu înregistrează acest moment din istorie, când David, la 70 de ani, era pe patul morții și spune așa: viața mea, zice David, a fost scurtă, în versetul 4, ca lumina dimineții când răsare soarele, într-o dimineață fără nori, ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși, El, adică Dumnezeu, a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Și îmi place așa de mult ultima parte a versetului 5, ia ascultați, zice David, acum când sunt pe patul morții, din legământul acesta pe care Dumnezeu l-a încheiat cu mine, nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Uitați-vă un om care se poate bucura când stă pe patul morții, pentru că știe că are o relație personală cu Dumnezeu. Și am să vă citesc de la versetul 8 la 12. David pe patul morții, pe lângă faptul că își aduce aminte de Dumnezeu, își mai duce aminte de cei care au stat alături de el la greu. Primul dintre ei are un nume lung și ciudat, Ioșeb Bașebet Ahemonitul. Biblia spune despre el că într-o luptă și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. Vă rog să rețineți că acest dintr-o dată nu înseamnă dintr-o singură lovitură, ci în originalul ebraic e foarte clar că dintr-o dată înseamnă într-o singură bătălie. Adică n-au stat toți cei 800 așezați în șir indian, iar Tahemonitul să-l lovească cu o singură lovitură. Dintr-o dată înseamnă într-o singură bătălie. Al doilea de care își amintește David poartă un nume frumos. Eleazar, știți cum se traduce Eleazar? Domnul este tăria mea, aleluia! Zice, el e unul dintre cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor, strânși pentru luptă când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Vă dați seama cât de mult a luptat? Zice, Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar, cum se întâmplă la noi de multe ori, numai ca să ia prada. Și al treilea, despre el am venit să vă predic, așa că va trebui să stați să-mi ascultați predica până la sfârșit. Numele lui este Shama, fiul lui Aghe din Harar. Biblia spune ceva foarte interesant despre omul ăsta. Zice că filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte, care nu valora prea mult, spun eu. Și poporul fugea dinaintea filistenilor. Se întâmplă însă ceva cu Shama. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului. L-a apărat și a bătut pe filisteni și ultima propoziție îmi place așa de mult, încât după ce voi repeta eu cu voce tare, vă rog să o repetăm cu toți împreună. Zice Biblia așa: și Domnul a dat o mare izbăvire, amin. Haideți să repetăm această propoziție împreună. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Și pentru că mi-a plăcut cum ați predicat, vă mai pun să-mi predicați o dată. Încă o dată. Și Domnul... Vezi ca Domnul să dea o mare izbăvire aici. Trebuie neapărat să mă rog în seara asta. Altfel n-am nicio șansă, cu câtă gălăgie. Dar sunt convins că Dumnezeu e aici. Și Dumnezeu e gata să vorbească. Oriunde sunteți, vă rog să închideți ochii. Permiteți-mi să rostesc rugăciunea aceasta. Nu uitați, stăm înaintea unui Dumnezeu sfânt, 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 de un infinit de ori sfânt. Nu putem sta oricum înaintea acestui Dumnezeu. Așa că vă invit acolo unde sunteți să închideți ochii și să-mi permiteți să rostesc rugăciunea asta cu voce tare. Doamne, Tu ești aici.
glorificată să fie prezența Ta în mijlocul nostru. Slăvit să fii, Doamne, în vecii vecilor. Îți mulțumesc, Doamne, că ești gata să Te atingi de fiecare persoană din locul acesta. Cu inima zdrobită vin înaintea Ta, Dumnezeule, și cred că ești gata să lucrezi în seara aceasta. Cred că ești gata să vindeci în seara aceasta, în acest cort al întâlnirii. Cred, Doamne, că ești gata să eliberezi în seara aceasta. Mă rog, Doamne, ca sutaș odinioară, spune, Doamne, doar un cuvânt. N-am venit în locul acesta pentru că vrem să auzim anumiți oameni vorbind, ci pentru că ne este dor să Te auzim pe Tine, Doamne, vorbindu-ne. De aceea Te rog în această seară, spune doar un cuvânt. Un cuvânt de vindecare în dreptul celor ce sunt bolnavi. Un cuvânt de ridicare în dreptul celor ce nu mai au speranță. Un cuvânt de eliberare în dreptul celor ce sunt legați. Un cuvânt de mântuire în dreptul celor ce sunt pierduți. Așteptăm de la Tine, Doamne, în această seară. O, îți mulțumesc că ești prezent în cortul întâlnirii în seara aceasta. Fă ca slava Ta să coboare, Doamne, în mijlocul nostru și de la copiii până la cei mai în vârstă, Doamne, fă ca toți să simtă că aici este poarta cerurilor, este casa lui Dumnezeu, e locul în care Dumnezeu e prezent. Slăvit să fii, Doamne, în vecii veșilor. Ne închinăm, Doamne, cu reverență înaintea Ta și ne dorim mai mult decât orice prezența Ta în mijlocul nostru. Vorbește, Doamne, mântuiește, Doamne, vindecă, Doamne, ridică-ne, Doamne, dă-ne speranță, Doamne, dă-ne putere să plângem în prezența Ta, dă-ne putere să zâmbim în prezența Ta. Atinge-Te, Doamne, cu mâna Ta de Dumnezeu, de fiecare persoană din locul acesta și îmi doresc, Doamne, inclusiv cei ce sunt în picioare, în spate, de la cei ce sunt acolo până la cei de pe scenă, toți să simtă că aici ești prezent Tu, Dumnezeul nostru, Tu care ești Elohim, Tu care ești Adonai, Tu care ești Yahweh Ire, Dumnezeul care poartă de grijă, Tu care ești El Shaddai, Dumnezeu atotputernic, ești El Roi, Dumnezeul care vede. Ne închinăm înaintea slavei Tale, Doamne, împreună cu sfinții îngeri care repetă Sfânt, Sfânt, Sfânt. Sfânt este Dumnezeul oștirilor, care era, care este și care vine. Toată gloria, cinstea și slava, Doamne, să fie adusă în numele Tău în vecii vecilor. Te rog, Doamne, dăm cele mai potrivite cuvinte, iar celor care ascultă, reverență, respect față de Tine. Amin. Vă rog cu respect să vă așezați în prezența lui Dumnezeu. Sunt mulți copilași prezenți în seara asta aici. Care ați venit cu copiii? Am văzut că vă place să tot ridicați mâna sus. Care ați venit cu copiii? Să văd. Vreți ca Dumnezeu să binecuvânteze toți copilașii? N-aveți ce face. Sunt ai voștri. Trebuie să spuneți amin. Încă un amin hotărât. Și vreau cumva să reușesc să captez atenția tuturor. Prin urmare, voi spune la începutul mesajului lung de vreo oră și ceva. N-a mai spus nimeni amin de data asta. Voi spune la începutul mesajului, care va fi atât de lung cât va dori Dumnezeu să fie, o întâmplare care vorbește despre un copil. Iar dacă dumneavoastră, cei care sunteți mai în vârstă, vă simțiți cumva ofensați, până când ne vedem data viitoare, sigur vă trece. Copilașul despre care am anunțat că voi vorbi era un copilaș care avea o gravă problemă la inimă, o malformație congenitală, adică o malformație din naștere. Și pentru că era singur la părinți, un băiețel, părinții se îngrijau în mod special de el. Într-o duminică l-au dus la biserică, la școala duminicală, și acolo învățătoarea le-a spus tuturor copiilor că dacă își doresc să fie mântuiți, trebuie în mod obligatoriu să-L primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima lor. Și vedeți dumneavoastră cum sunt copilașii. Ei iau întotdeauna la propriu cuvântul lui Dumnezeu. Și copilul acesta și-a zis așa: mai mult decât toți ceilalți copii, eu trebuie să-L primesc pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima mea, pentru că eu am probleme la inimă. Și în seara aceea, în simplitatea lui și în sinceritatea lui, în ziua aceea la biserică, L-a primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Numai pentru că starea lui de sănătate era din ce în ce mai gravă. A doua zi, părinții au trebuit să-L ducă la un reputat cardiolog care în același timp nu credea în existența lui Dumnezeu, un cunoscut ateu. Și medicul acesta cunoscut
s-a uitat la părinți și cu o voce groasă de predicator le-a spus următoarele cuvinte: dragii mei, nu știu ce pot să fac pentru copilul vostru, dar îi voi deschide inima și când îi voi deschide inima, văd ce găsesc acolo. Și în funcție de asta vă pot spune dacă pot sau nu să prelungesc viața copilului vostru. Copilul atunci, în mod automat, a ridicat mâna sus, cum mă gândesc că face și voi, dragi copii, la școală, întotdeauna, la ora de matematică. A ridicat mâna sus și a zis așa: domnule doctor, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că dacă îmi deschideți inima 100%, acolo îl găsiți pe Iisus. Pentru că eu l-am primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima mea. Nu întâmplător spunea Mântuitorul că n-ai cum să ajungi în împărăția lui Dumnezeu dacă nu primești această împărăție cu simplitatea unui copilaș. Medicul, făcându-se că nu aude prima dată, a zis încă o dată și mai hotărât: nu știu ce pot să fac pentru copilul vostru, a zis el părinților, dar văd, îi fac operația pe cord deschis, îi vom deschide inima și vedem ce găsim acolo. A doua oară ne întreba copilul, a ridicat mâna sus și a spus: domnule doctor, vă spun eu, n-are rost să-mi deschideți inima, dacă îmi deschideți inima 100%, acolo îl veți găsi pe Iisus. În noaptea aceea medicul a trebuit să-l opereze. În timp ce făcea operația, medicul a fost impresionat atât de mult de felul în care un copilaș atât de mic a dus pe umerii săi o suferință atât de mare, încât brusc a început să creadă în existența lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei ascultători, și credința este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu și mă rog în această seară Dumnezeu să ne dea tuturor darul acesta al credinței. Și medicul, impresionat de felul în care copilașul acesta și-a asumat durerea și suferința, brusc a început să creadă în existența lui Dumnezeu, dar și-a dat seama că nu poate să prelungească prea mult viața copilului. A închis operația la loc, apoi a așteptat ca acest copil să se trezească din anestezie. Când copilul s-a trezit, s-a uitat la doctor și cu o voce slabă l-a întrebat: ei, domnule doctor, a zis el, ce ați găsit? Și medicul a răspuns: l-am găsit pe Iisus. Mă auziți? În seara aceasta, în fiecare cuvânt, mă rog să-l găsiți pe Iisus. Pe acel Iisus pe care noi în România l-am decupat din tablă și l-am pus pe troiță, e la marginea drumului. Pe acel Iisus pe care l-am pus pe bisericile noastre, unii dintre noi l-am atârnat la gât, prea puțin dintre noi l-am așezat în inima noastră. Pe acel Iisus, mă rog, să-l găsim în această seară aici, pentru că El este aici, slăvit să fie numele Lui. Acel Iisus care la cel de-al treilea ceas din zi era pe lemnul de la Golgota, adică exact la ora 9 dimineața. Exact la ora 9 dimineața, când cei mai mulți români se duc la Sfânta Biserică. La ora 9 dimineața, Fiul lui Dumnezeu era pe cruce. Până la 12 a fost lumină, dar la 12 s-a făcut brusc întuneric. Știți de ce s-a făcut întuneric? Nu pentru că ar fi fost eclipsă, ci s-a făcut întuneric pentru că în momentul acela toate păcatele umanității cădeau asupra Lui. Biblia ne spune că la sfârșit cei necredincioși vor fi aruncați în întunericul de afară. Întunericul întotdeauna în Biblie simbolizează păcatul. Când Iisus, Fiul lui Dumnezeu, era pe cruce, ne spune Biblia că s-a făcut întuneric. Pentru că în momentul acela, pedeapsa care nouă ne dă viața cădea asupra Lui. Toate minciunile noastre, toate urile noastre, toate bețiile umanității cădeau asupra Lui Iisus Hristos. De aceea, Hristos a strigat în limba aramaică: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar Dumnezeu nu-L părăsise pe Hristos. Ne spune Biblia că Dumnezeu era cu Hristos și în Hristos, prin jertfa Domnului împăcând lumea cu sine. La ora 15, adică la ora 3 după masa, Fiul lui Dumnezeu a strigat: s-a sfârșit. În mâinile tale, Tată, mă încredințez Duhul. Ar fi putut să aleagă să moară mai ușor, să moară eventual la ora 1 după masa, când din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dar nu întâmplător Hristos alege să moară exact la ora 3 după masa, pentru că exact la ora aceea în templul evreiesc începeau jertfele de Paști, când 18.000 de miei erau aduși ca și jertfă, începând exact cu ora 3 după masa, muria mielul lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta să ridice păcatele noastre ale tuturor. Și dacă merită cineva toată gloria, dacă merită cineva toată slava, este Iisus Hristos. Și dacă tot vreți să aplaudați pe cineva în seara aceasta, aplaudați-L pe El. Pentru că El merită toată cinstea,
toată gloria și toată slava. Și aș vrea să înțelegeți că în seara aceasta El este aici. Prezența Lui nu e vizibilă cu ochii aceștia. Prezența Lui însă poate fi simțită prin inimă. O, Iisus e aici, slăvit să fie numele. Mi-aș dori așa de mult ca toți cei ce sunteți în locul acesta să simțiți prezența Lui în mijlocul nostru. Aș vrea să vă vorbesc în această seară despre lucrurile care au cu adevărat valoare în viață. Despre lucrurile care au cu adevărat valoare în viață. Am un prieten care avea un singur copil și copilul i-a murit când avea 11 ani. Prietenul meu este un prosper om de afaceri. De câte ori vorbesc cu el, pentru că a căzut într-o stare de cronică descurajare, adică depresie, de altfel depresia este boala secolului acesta. De câte ori vorbesc cu el la telefon, știu ce îmi spune de fiecare dată, în mod implacabil, de fiecare dată îmi spune același lucru. Îmi pare rău că atâta vreme cât mi-a trăit copilul, n-am știut să petrec mai mult timp împreună cu el. Îmi pare rău că n-am vorbit mai mult, îmi pare rău că nu ne-am rugat mai mult împreună, îmi pare rău că n-am citit din Biblie mai mult împreună. Îmi pare rău, spune el de fiecare dată și încheie convorbirea cu mine cu următoarea propoziție, că n-am știut să fac diferența între lucrurile care au valoare și lucrurile care n-au valoare. Există o celebră catedrală la Milano, celebrul dom din Milano. Când am fost acolo, frații m-au dus să-l vizitez, e superb. Pe frontispiciu sunt trei inscripții în limba latină, nu le voi spune în latină să nu creadă cineva că mă laud, le voi spune direct în limba română. Undeva în partea dreaptă este o cunună de trandafiri sculptată superb, sub care scrie așa: orice bucurie este trecătoare. În partea stângă este o frumoasă cruce, sub care scrie: orice suferință este trecătoare. Iar pe arcada principală, pe frontispiciu, scrie așa: doar lucrurile care rămân veșnic au cu adevărat valoare. În această zi vreau să vă vorbesc despre lucrurile care au cu adevărat valoare. Despre lucrurile care rămân veșnic. Vedeți, trăim într-o societate capitalistă și societatea capitalistă e o societate care se bazează pe capital. Dar mai mult decât atât, trăim într-o societate consumistă. Știți ce înseamnă asta? Că suntem mințiți în fiecare zi că dacă vom avea lucruri vom fi fericiți, ceea ce e o mare minciună. Știți ce spune Biblia? Zice: dacă vrei să fii fericit, fii om, fii om. Știți ce înseamnă să fii om? Vechii greci numeau omul antropos, așa îi ziceau. Antropos înseamnă, uitați-vă la mine, cel care stă și se uită în sus. Cel vertical. Păi câți dintre noi nu ne mai uităm în sus? Voi nu vedeți că toți sunteți cu telefonul mobil în mână? Și eu am fost tot cu telefonul înainte să vin aici. Câți dintre noi ne mai uităm în sus? Voi nu vedeți că majoritatea dintre noi suntem mințiți în fiecare zi că dacă vom avea lucruri, vom fi fericiți? Și îți faci, dragul meu, o casă cu 4 camere și spui: dacă voi avea o casă cu 4 camere, voi fi fericit. Dar Biblia spune: dacă vrei să fii fericit, fii om. Dumnezeu te-a creat cu această dimensiune spirituală. Există în inima ta un dor al veșniciei. Tu ai fost creat de Dumnezeu să privești în sus, dar în fiecare zi ești mințit că dacă te vei uita în stânga și în dreapta, vei fi fericit. Ți-ai făcut casa și ai spus: nu sunt fericit că n-am destule camere, mai trebuie 4 camere. Și ți-ai mai făcut 4 camere și ai rămas mai departe nefericit. Pentru că fericirea, ascultă-mă bine, o găsești doar când te uiți în sus. Trăim în societatea consumistă și suntem învățați că dacă vom avea multe lucruri, vom fi fericiți. Am harul acesta de a predica Evanghelia lui Hristos în foarte multe locuri și am fost de curând în Australia la românii noștri de acolo și am văzut că unii dintre ei aveau o mulțime de lucruri, o mulțime de lucruri care nu le foloseau însă la nimic. Am un prieten care și-a cumpărat mașină de tuns iarba, cu toate că stă la bloc. Era la reducere. S-a desfințat un magazin în Oradea și el a fost primul și a cumpărat-o. Din când în când o mai pornește. Nu face nimic cu ea. Suprema fericire în societatea de consum e să ai multe lucruri. Să ai cât mai multe lucruri. Și ce face omul contemporan? Uitați-vă în față. Se înconjoară de lucruri. Multe, multe, multe lucruri. Și omul e tot mai singur și tot mai nefericit. Și Biblia spune un lucru simplu: voi, dacă vreți să fiți fericiți, trebuie să ridicați privirea în sus. Prea mult privim la pământ. Vorba lui George Coșbuc: noi vrem pământ și avem noi obsesia asta pământului. Dragii mei, ridicați privirea în sus. Există un Dumnezeu care e viu. M-ai auzit? Există un Dumnezeu care e viu. Zi amin dacă crezi asta. Tu ești creat de Dumnezeu, nu doar materie, ai un suflet și sufletul acesta își găsește împlinire doar atunci când îl găsești pe Dumnezeu în modul cel mai real. Dar oamenii aleargă lumea asta.
încă de la vârsta copilăriei. Faceți un experiment cu pruncii voștri. De altfel faceți când îi trimiteți dimineața la școală sau când îi trimiteți dimineața la biserică. Ce greu se trezesc unii. Noi voștri, ai altora. Dar ia, spuneți-le că le-ați cumpărat un joc pentru calculator, cel mai tare joc, ultima ediție, și treziți-i la 4 dimineața. Vă garantez că la 4 dimineața, la 3 și jumătate, sunt perfect treji. De ce? Pentru că, ascultați-mă bine, există în noi o înclinație pe care Biblia numește fire pământească, care ne îndeamnă întotdeauna să alergăm după lucrurile care n-au valoare. Asta e inclinația cu care ne naștem. Și alergăm, și alergăm, și alergăm, și alergăm, și alergăm, și alergăm. Știți ce ne aduce cu picioarele pe pământ? Sau, ca să mă exprim așa mai metaforic, mai plastic, ceea ce ne aduce cu picioarele în pământ, întâlnirea noastră cu moartea. M-ați auzit? Întâlnirea cu moartea. Un om care nu știe că e trecător poate să-i predice orice. Eu am văzut o grămadă de oameni. Doi oameni ascultă aceeași predică. Unul vezi că e cercetat de Dumnezeu și plânge. Un altul îl vezi că e tare ca piatra și iute ca săgeata când e vorba să meargă acasă. De multe ori m-am întrebat, Doamne, de ce? Pentru că omul, până când nu înțelege că e trecător, poate asculta 8848 de predici și predicele vor trece pe lângă urechile lui, așa cum trec gloanțele pe lângă soldatul care scapă cu viața dintr-un război. Când însă omul înțelege că e trecător, abia atunci se întâlnește cu veșnicia și realizează că există în viața aceasta lucruri care merită efortul și lucruri care nu merită cel mai mic efort. Mi-amintesc că într-o vreme făceam și eu un mare studiu biblic cu un grup de tineri format din 3 tineri. Erau 3. Câteodată venea numai unul, pe care îl aduceau părinții cu forță. Și tânărul acesta îl aduceau părinții cu duba, sigur figurativ vorbind, îl lăsau la intrare și venea întotdeauna cu căștile pregătite. Eu vorbeam și el era în lumea lui. Suferea de o formă de autism duhovnicesc, ca să zic așa. Adică era în lumea lui, își punea căștile și nu îi păsa. Eu puteam să predic orice, puteam să spun absolut orice. Până când băiatul acesta cu numele Ovidiu, nu lui niciodată, s-a întâlnit cu moartea. Și ca să folosesc un limbaj așa puțin de poliție, într-o zi, fiind neatent, să nu vă gândiți acum la cine știe ce întâmplare dramatică și lacrimogenă, nefiind atent, un șofer l-a acroșat puțin, Ovidiu a ajuns să-și rupă puțin piciorul, nu foarte grav, a stat în spital, nu mai știu, câteva zile. Dar când a mers să-l vizitez în spital, părea un patriarh aflat pe patul morții, de jur împrejur erau părinții, bunicii, și el cu o față tragică zicea, mamă, voi muri, zicea cu ochii mari și speriați, și mama se uita la el și spunea, Ovidiu, stai liniștit, de data asta, sigur nu mori. Dar data viitoare la studiu biblic, cine credeți că a fost primul? Prezent, el. De data asta, cu o Biblie mare, fără nicio explicație, ținându-o în mână, tot timpul cu mâna sus, pe principiu, dacă nu mai aveți întrebări, eu mai am răspunsuri. Era gata de fiecare dată să spună ceva, știți de ce? Pentru că s-a întâlnit cu moartea. Pentru că a realizat că e trecător. Și ce mă rog în seara aceasta? Toți cei ce sunteți în locul acesta, să înțelegeți că vine o zi în care veți trece din lumea aceasta. Credeți asta? Credeți asta? E greu de crezut asta. Și textul pe care eu l-am citit în această zi îl prezintă pe cel mai mare rege din istoria lui Israel, stând pe patul morții. Omul acesta avea acum 70 de ani, conducea națiunea lui Israel în perioada de maximă prosperitate de la vârsta de 30 de ani, o perioadă lungă, de la 30 de ani până la 70 de ani, deci câți ani? Cu matematica ca și mine, 40, cum spune, 40 de ani. A condus în vremea aceea David 40 de ani, era pe patul morții. Și stând pe patul morții, știți ce spune David? Acum când știu că voi muri, există ceva care îmi poate aduce bucurie. Știți care e lucrul acesta? Zice David, legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu mine. Din legământul acela răsare toată bucuria și toată speranța mea. Extraordinar. Știți ce mai spune David? Vă place poezia? Îi place cuiva poezia aici? Cui îi place poezia, să văd? Sunteți mulți. Știți ce spune David? Zice așa, viața mea a fost ca lumina dimineții înainte să răsară soarele într-o dimineață fără nori. Ce frumos! Acum se uită unii adolescenți la mine și nu prea înțeleg despre ce e vorba, că ei nu se trezesc înainte să răsară soarele. Ei se trezesc după, de obicei. Și ce zice David?
viața mea a fost exact ca lumina aceea care apare înainte să răsară soarele într-o dimineață fără nori. Vă aduceți aminte dimineața când mergeți la muncă undeva, apare înainte să răsară soarele o lumină albă, liniștită, foarte trecătoare, așa zice David, a fost viața mea înaintea lui Dumnezeu. Am văzut că sunt aici oameni mai în vârstă, dacă v-aș da microfonul, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră spune în această seară, viața mea a fost exact la fel, parcă mai ieri aveam 30 de ani, parcă mai ieri eram copil în casa părintească, totul s-a dus așa de repede, ca lumina dimineții înainte să răsară soarele într-o dimineață fără nor, dar acum zice David, când știu că voi muri, le spune el celor care se uitau probabil condescendent, așa cu milă înspre el, dar acum când știu că voi muri, zice David, există ceva care mi-aduce bucurie și nădejde, faptul că am un Dumnezeu pe care l-am slujit o viață întreagă, pentru că ascultați-mă bine în această zi, dacă există ceva pentru care merită să trăiești și să mori, merită să trăiești și să mori pentru relația ta cu Dumnezeu, pentru că atunci când vei trece din lumea aceasta, toate lucrurile vor dispărea, dar ce ai făcut pentru Dumnezeu aceea rămâne, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Ce ai făcut pentru Dumnezeu aceea rămâne. Am eu o întâmplare pe care îmi spun de mai multe ori la evanghelizări, dacă ați auzit-o, nicio problemă, vă mai spun o dată. Când aveam 13 ani, zâmbeam doar într-o parte. Cum zâmbesc unii când vin la biserică, i-am văzut pe unii așa cu zâmbetul acela superior și descentrat, a omului care crede că le știe pe toate, a omului care crede că are aici, în buzunarul drept al rațiunii sale, răspunsul la cele mai grele întrebări ale vieții. La 13 ani am declarat că Dumnezeu nu există, așa am zis eu. Eram cel mai mare filozof de la noi din sat, cu încă doi filozofi aproape la fel de mari ca mine. Erau ucenicii mei. Și mi-amintesc că împreună cu ăștia doi am intrat în casa unui om care avea vreo 80 și ceva de ani și care era bolnav și era la pat și am intrat cu scopul să râdem puțin de el. Omul acesta a fost creștin toată viața lui și am intrat cu scopul să-i spunem, uită-te, Dumnezeu te-a lăsat acum pe patul morții, ești părăsit de toți. Și eu am stat așa drept. Uitați. Vorba lui Ibrăileanu, sunt zmerit, dar vreau să se știe. Am stat drept. Și i-am zis, frate Gheorghe, am meritat să-L urmez pe Iisus Hristos. I-am zis, frate, cu toate că El nu era frate cu noi, uite ce ți-a dat ție Iisus Hristos. S-a uitat la noi și în limba bihoreană ne-a zis așa, pruncii mei, a zis El, cum să nu se merite să-L urmezi pe Iisus Hristos? O viață care se duce într-o secundă, pentru o viață care nu se termină niciodată. Vă las să vă gândiți puțin la asta, până pornim microfonul ăsta la altul. Vă mai spun o dată, sună mai bine. Cred că o să iasă predica mai bine de aici încolo. Pruncii mei, a zis El în limba bihoreană, cum să nu se merite să-L urmezi pe Hristos o viață care se duce într-o secundă pentru o viață care nu se termină niciodată? Am fost așa de încurcat de răspunsul Lui încât am dat să ieșim afară, cum am văzut pe unii că au încercat să iasă din cort, așa cu spatele. Să știți că se vede bine de aici din față. Fratele Gheorghe încă se ținea destul de bine, a pus mâna pe baston, nu lui niciodată, cu o voce de bas, ne-a spus așa, acum dacă ați intrat în casa mea, zice, stați și mi-ascultați predica până la sfârșit. Și noi am rămas așa. Și cu bucurie l-am ascultat, cum cu bucurie o să mă ascultați și voi, că încă suntem la introducere. A zis așa, azi noapte am avut un vis, se făcea că sunt în dreptul bisericii, am văzut în cimitirul satului o cruce pe care scria robul lui Dumnezeu Gheorghe. Și am văzut din mormânt ieșind un tânăr care avea undeva la 25 de ani. Și cu ochii plini de lacrimi ne-a spus, vă dați seama ce har mi-a făcut Dumnezeu să văd în vis ziua în care Hristos mă va învia din mormânți. Și încă o dată ne-a zis, cum să nu se merite să-L urmezi pe Hristos o viață care se duce într-o secundă, pentru o viață care nu se termină niciodată? Ne-a cântat și o cântare, eu nu am să vă cânt, pentru că vreau ca vremea să rămână la fel.
O cântare veche pe care sunt convins că o cunoașteți, indiferent că sunteți penticostal sau de altă confesiune, o cântare care spune: Iisus al meu prieten scump. O știți? Din zorii tinereții. Pentru că dacă merită ceva în viața aceasta, știți ce merită? Merită ce faci pentru Dumnezeu. Pentru că atunci când treci de lumea aceasta, când realizezi că ești trecător, doar ceea ce ai făcut pentru Dumnezeu aceea rămâne. Din toată alergarea ta, din cât ai făcut în lumea aceasta, doar ceea ce ai făcut pentru Dumnezeu aceea rămâne. Dar David mai realizează ceva. Realizează pe patul morții că relațiile sunt mai importante decât lucrurile. David nu face, cum să spun eu, un inventar al lucrurilor strânse. Cu toate că omul ăsta a strâns o mulțime de lucruri, ci își aduce aminte de prietenii lui dragi. Ne spune prin asta: oameni buni, relațiile sunt mai importante decât lucrurile, mă înțelegeți? Am un prieten care are 4 copii. E om de afaceri și mi-a spus așa: într-o vreme am fost foarte prins de lucrurile acestei lumi. Lucram de dimineața până seara și seara când veneam acasă stăteam în fața televizorului ca hipnotizat. Când m-am dus să cumpăr un televizor, am întrebat: care e cel mai mare televizor? Un televizor așa de mare, să te uiți în stânga televizor, dreapta televizor, sus televizor, jos televizor. Mi-am luat cel mai mare televizor, l-am pus în sufragerie și seara când veneam acasă dormeam în fața lui. Treceau săptămânile și prea puțin stăteam de vorbă cu copiii mei, până când odată, mi-a zis el, Dumnezeu m-a trezit printr-o rugăciune șoc făcută de unul dintre copilași, de cel mai mic. Într-o duminică mi-a zis, după terminarea programului de dimineață la biserică, am stat împreună cu familia la masă și l-am pus pe Samuel, băiatul cel mic, să facă o rugăciune. Și ia, ascultați ce rugăciune a făcut copilul ăsta. A zis așa: Doamne, a zis el, fă-mă televizor ca tata să se uite la mine. Știți ce mi-am spus atunci? A doua zi am fost acasă la ora 3. Eu care veneam seara târziu. În următoarea zi am zis: nu mă mai duc la lucru, astăzi vreau să stau cu familia. Pentru că, oameni buni, vine ziua când veți pleca din lumea aceasta. Și rămâne doar un singur lucru: ce am făcut pentru Dumnezeu și ce am făcut pentru cei de lângă noi. Credeți lucrul acesta? Eu nu sunt un mare poet în viață, sunt în viață, dar nu un mare poet. Voi ați zis că vă plac poeziile și eu o să vă citesc o poezie care mie îmi place tare mult și dacă vă place și vouă, ascultați, o zice așa: mă voi întoarce acasă într-o zi, în strălucirea sfântă a țării mele, cu dor și cu credință voi păși prin poarta mântuirii către stele și voi lăsa acest pământ străin cu jocurile lui de foc și moarte. De sărbătoare plină de venin, departe voi fugi, departe. În țara mea iubită am să ajung, ca un copil cu sufletul fierbinte, să fie acolo drumul cât de lung. M-auziți? Voi merge cu credință înainte și nu voi mai călca, niciodată, hotarul țării mele înapoi. Cu inima de dor înmirezmată voi rămânea, dragi îngeri, printre voi. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în raiul frumuseților natale, și rănile de acum s-or odihni, când voi sfârși în cântec aste cale. M-auziți, oameni buni, treziți-vă! Când voi sfârși fără speranță, nu, când voi sfârși în cântec aste cale. Pentru că dacă l-ai avut pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor în viața ta, pentru că dacă te-ai gândit la ai tăi, când vei fi la sfârșit, există ceva care poate să-ți aducă bucurie. Există ceva care poate să-ți aducă nădejde. Legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu tine prin jertfa Domnului Iisus Hristos, de aceea te rog în această seară, dacă nu l-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta, spune în seara aceasta: Doamne Iisuse Hristoase, coboară în inima mea, coboară în viața mea, coboară în sufletul meu, coboară în casa mea. Vă doriți ca Iisus să coboare în orice casă din locul acesta? O, nu cred că vă doriți destul de mult. Aș vrea să aud un amin hotărât de la voi în seara asta.
Vă doriți ca Iisus să coboare în orice minte, spuneți amin. Vă doriți ca Iisus să coboare în orice suflet, spuneți amin. Iisus e aici, slăvit să fie numele Lui. El e gata să se atingă de viața ta. În această zi Dumnezeu e gata să încheie un legământ sfânt cu tine. O, când Dumnezeu încheie un legământ sfânt cu tine, se transformă viața ta interioară. Un teolog ortodox spunea foarte interesant: nașterea din nou, zicea el, este o transformare de ADN duhovnicesc pe care o face Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Vă spun o întâmplare, că am văzut că vă plac mult întâmplările. În urmă cu câțiva ani, după terminarea unei predici, vine unul din lumea interlopă la mine, tuns la zero, mult mai înalt decât mine, bine făcut, și spune: pastore, eu astăzi simt că Dumnezeu a lucrat la viața mea și eu de astăzi vreau să mă pocăiesc. Și dumitale mi-a zis: stai aici cu mine în fața altarului. Așa a crezut el că e vorba de altar, amvonul. Stai aici în fața amvonului și te rogi cu mine până când simt că Dumnezeu începe să mă ierte. Asta, înțeles că pocăința nu se rezumă doar la o ridicare de mână, cum cred unii. Până când simt că Dumnezeu începe să mă ierte. M-am gândit: Doamne, dacă stau să mă rog cu el până când Tu-l ierți, cred că stau până la dimineață. La câte păcate are. Și am stat vreo jumătate de ceas. Și după jumătate de ceas, omul care a înțeles pocăința a zis așa: zice, pastore, acum simt că Dumnezeu începe să lucreze la inima mea. Dumitale, vii la mine la botez. Nu mi-a zis dacă vrei, dacă ești ocupat, știu eu, nu. Dumitale, vii la mine la botez. N-aveam drum de întors. Era mai bine decât mine, mai solid, mai bine făcut. Știa și unde stau. Așa că n-am avut ce face. După vreo 4 luni, după ce frații l-au trecut prin toate școlile biblice, am participat la botezul lui și, să vedeți, după ce îl botezăm în fața amvonului din nou, mulțime cum sunteți voi astăzi aici, o mulțime de oameni, cum e la botez. De jur împrejur oameni, eu stăteam lângă el, mă simțeam bine că el mai înalt decât mine. Și în mulțime văd o femeie de 70 și ceva de ani cu batic în față, o femeie simplă de la țară, făcându-și loc, dând din coate și în stânga și în dreapta, cu o direcție clară, cu o țintă clară. Se apropie spre noi și când ajunge lângă noi, îi dă la ăsta o palmă peste spate, cât poate de tare. Momentul în care mie inima mi-a stat în loc, l-a figurat, vă rog frumos, nu ne luați la propriu. M-am gândit, sigur ăsta s-a pocăit, dar de puțină vreme, și Biblia spune să fim atenți la cei întorși de curând la Domnul. Și femeia asta cu ochii în lacrimi mi-a zis: frate, zice, ăsta-i băiatul meu. Mă rog pentru el, nu vreau să spun adevărul, de 20 și ceva de ani. Astăzi, mi-a zis ea cu ochii plini de lacrimi, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și a spus atunci cea mai adevărată afirmație teologică pe care am auzit-o vreodată. Ia ascultați, am citit destul de mulți teologi ca să mă mai laud încă o dată, dar n-am auzit nicăieri o definiție mai adevărată a transformării pe care Dumnezeu o face în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. A zis așa, zice, îl vezi? Zic, îl văd, că n-am cum să nu-l văd, îl vede toată adunarea la cât e de mare. Zice, uită-te bine. Și ea micuță a întins mâna să-l apuce de guler. Abia ajungea. Și a zis așa: vezi, zice, că mâna mea nu-i mai ajunge nici măcar la guler, dar mâna lui Iisus Hristos i-a ajuns la inimă. Asta e cea mai frumoasă definiție a transformării pe care o face Dumnezeu, pe care am auzit-o vreodată. În această zi, mâna lui Iisus Hristos îți poate atinge inima. Credeți că Dumnezeu poate atinge orice inimă? Credeți că Dumnezeu poate atinge orice inimă? Atunci nu stați nepăsători acolo unde vă aflați, rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze. Te chem în această zi să lupți pentru adevăratele valori, să lupți pentru relația ta cu Dumnezeu și să lupți pentru cei dragi ție. Și lupta asta, spun ceva, învață de la cei 3 viteji al lui David, doar îi voi pomeni foarte succint, foarte rapid. Învață de la primul, numele lui este Ioșeb Bașebet, Tahemonitul. Aflăm despre el că luptă cu 800 de oameni pe care îi biruiește dintr-o dată, și v-am spus că dintr-o dată nu înseamnă dintr-o singură lovitură, ci înseamnă într-o singură bătălie. Știți ce învăț eu de la omul acesta? Învăț că atunci când lupt pentru Dumnezeu, că atunci când lupt cu țigara, atunci când lupt cu alcoolul, atunci când lupt cu păcatul din viața ta, niciodată nu trebuie să te dai bătut. Niciodată nu trebuie să te dai bătut, oricât de mulți ar fi dușmani. Știți cum se traduce din ebraică, apropo? Știți cum se traduce Ioșeb Bașebet în românește? E foarte important. La evrei numele avea o importanță specială. Ioșeb Bașebet înseamnă, pe de o parte, prima parte a numelui înseamnă săgeată, săgeata. A doua parte a numelui înseamnă slăbuțul.
Deci pe omul ăsta îl chema pe de o parte Săgeată, pe de altă parte Slăbuțul. Când a venit în lumea aceasta, părinții s-au gândit ce nume să-i pună și probabil or fi vorbit unul cu celălalt și au fi spus: dragă, nu va fi el cine știe ce solid, nu va fi cine știe ce mare războinic, o să-i punem numele Săgeată, măcar să aibă viteză. Și apoi au mai spus și Slăbuțul. Și într-o zi, Săgeată, Slăbuțul se duce la luptă. În fața lui erau 800 de oameni. Și în ziua aceea, Biblia ne spune că Săgeată câștigă. Știți de ce? Pentru că de partea lui era Dumnezeu, aleluia. Dacă înțelegeți, aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul. Mai zic încă o dată, aleluia. Aleluia. Lăudat să fie Domnul nostru. Imaginați-vă ziua aceea în care 800 de oameni așteaptă să vină, măcar câteva sute de la evrei. Și când unul se uită și zice, vine cineva, zice, parcă vine unul. N-aș fi chiar sigur că e un soldat, că abia vine. Și când se prezintă, zice, numele meu este Săgeată, este Slăbuțul, extraordinar. Îi aud pe mulți plângându-se, în dulcele stil mioritic românesc. Domnule pastor, eu m-aș pocăi, dar zice, prea slab. Nu mă pot lăsa nici cum de alcool. Eu m-aș pocăi, dar sunt prea slab. Nu mă pot lăsa nici cum de țigară. Eu m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa nici cum de un anumit lucru păcătos. Credeți că Dumnezeu poate elibera dezbuterea oricărui lucru? Credeți asta? Eu mi-amintesc de exemplu de unul de la noi din sat care era cel mai mare bețiv al satului. Când a intrat în biserică și Dumnezeu s-a atins de el, Dumnezeu i-a schimbat viața. Pentru că avem un Dumnezeu care poate schimba orice viață. Îmi amintesc de doi drogați care participau la toate slujbele pe care le organizam în Oradea. Și mi-amintesc că acești doi drogați, când au fost atinși de puterea lui Dumnezeu, au fost transformați. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu glorios și mare, slăvit să fie numele Lui. De aceea vă spun în această seară, nu vă uitați la voi, pentru că mult prea mulți din locul acesta, vă uitați la voi și spuneți: domnule pastor, eu m-aș pocăi, dar sunt prea slăbuț și ispitele sunt multe. O, de câte ori n-am auzit, mai ales la noi în spațiul acesta românesc, ispita e mare, domnule pastor. Aș vrea să mă pocăiesc, dar tentația e mult prea mare. N-aș putea să mă las de lucrul acesta. Vă îndemn în această seară, oricât de slăbuț ai fi în ochii tăi, nu uita, de partea ta este Dumnezeu. Niciodată să nu te dai bătut. Atunci când lupți cu păcatul, atunci când lupți să te rogi mai mult, atunci când lupți să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, niciodată să nu te dai bătut. Oricât de mulți ar fi dușmanii și oricât de slăbuți ai fi. Dar de asemenea te îndemn în această zi, învață de la al doilea viteaz al lui David. Numele lui este Eleazar. Știți cum se traduce Eleazar? Vă aduceți aminte? Am spus atunci când am citit textul, dar cred că sunt mult prea optimist să cred că își mai aduce aminte cineva. Câțiva cred că vă aduceți aminte totuși. Eleazar înseamnă Domnul este tăria mea. O slăvit să fie numele Domnului. Vă aduceți aminte cât luptă Eleazar până când mâna îi rămâne lipită de sabie. Vă aduceți? Vă amintiți să fi fost la sapă prima dată când a fost la sapă? Eu mi-amintesc. Am avut un bunic foarte credincios. Bunicul avea multe cuvinte, un om de altfel destul de citit pentru vremea lui, dar n-avea cuvântul pauză în vocabular. În viața mea nu l-am auzit zicând pauză. Și când mi-a pus prima dată sapa în mână, mi-a zis așa, în bihoreană, a zis: "No, o merge înainte cu Domnul." Și a mers înainte cu Domnul, dar nu ne-a mai oprit. Și șirul era lung. Părea de la noi din Bihor până la capătul lumii. Până când în cele din urmă, la un moment dat, bunicul a zis, n-a zis pauză, a zis: "No, acum am stat o leacă cu Domnul." Și am stat o leacă cu Domnul, dar și cu sapa în mână. După cum dați din cap, cred că înțelegeți despre ce vorbesc. Unii au făcut așa. Pentru că mâinile mi-au rămas efectiv lipite. Oricine a lucrat vreodată în agricultură sau știu eu, altceva, știi bine că dacă nu te pricepi și lucrezi prea mult, la un moment dat nu mai poți, îți rămâne efectiv mâna lipită. Cu Eleazar știi ce se întâmplă? Eleazar luptă nu o zi, nu două, nu trei, nu patru. Eleazar este omul luptelor lungi, luptă încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Știți ce învăț de la el? Că niciodată nu trebuie să mă dau bătuți, oricât de lung ar fi lupta. Aș vrea un amin de la voi pentru asta. E din ce în ce mai slăbuț aminul. Niciodată să nu te dai bătuți, oricât de lung ar fi lupta, amin? Eleazar este omul care luptă, luptă, luptă. Pe Eleazar îl poate înțelege doar cel care a stat în spital nu o zi, nu două, nu trei, nu patru. Pe Eleazar îl înțelege doar bolnavul cronic care trebuie să-și petreacă săptămâni, luni, ani prin spitale. Am avut un prieten care a avut o formă extrem de gravă de cancer la cap.
Prietenul acesta al meu locuiește temporar în Australia și mi-a spus în perioada în care luptam cu citostaticele era îngrozitor. Și odată am spus, Doamne, într-o seară, te rog frumos, în noaptea aceasta, te rog să-mi iei viața pentru că nu mai rezist. Și mi-a zis, în noaptea aceea am avut un vis ciudat, am visat că în camera mea se umple de o lumină și că apare Iisus Hristos. Era o ființă angelică, nu puteam să-i văd fața și știam că este Iisus Hristos. Și el mi-a spus așa, mi-a zis doar un verset din Biblie, Zaharia 4:6. Și dimineața mi-a zis el cum am trezit, am deschis Biblia, am deschis cuvântul lui Dumnezeu și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo? Spune așa, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Dumnezeul oștirilor, aleluia. În momentul acela, zis el, știam că voi fi vindecat. I-am spus medicului, domnule doctor, cu siguranță voi fi vindecat. Medicul mi-a zis, e bine să ai o perspectivă pozitivă asupra realității care și așa e dureroasă în viața ta. Astăzi omul acesta trăiește. Lucrul acesta s-a întâmplat în urmă cu 7 ani. Știți de ce? Pentru că și el a fost un Eliazar, un om ajutat de Dumnezeu. Cine vrea să fie în seara asta un Eliazar? Mâna sus! Voi care stați acolo în picioare, vreți ca Dumnezeu să fie ajutorul vostru? O, aleluia, slăvit să fie numele Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Oricât de lungă ar fi lupta, nu te da bătut. Fie că lupți cu păcatul, fie că lupți cu boala, fie că lupți cu problemele financiare, oricât de lungă ar fi lupta, când lupți pentru familia ta, când lupți pentru relația ta cu Dumnezeu, când lupți să fii mai bun, niciodată să nu te dai bătut. Știi de ce? Pentru că tu ești un Eliazar. Al treilea, și cu el am încheiat, este Shama. Știți ce îmi place de Shama? Și acum toată lumea să fie pe fază. Dacă cumva observi că cineva nu e atent lângă tine, te rog să-i dai un cot, să spui, a spus predicatorul, să fim pe fază. Acum vreau să vă spun ceva. E o interpretare pe care am citit-o pe textul ăsta, care mi-a plăcut tare mult, făcută de un rabin, care zice așa, Shama, știți că luptă pentru un ogor cu linte. În banii de astăzi, ogorul cu linte n-ar valora, să zic, mai mult de, hai să zicem, 1000 de euro. Și Shama e gata să moară pentru banii ăștia. Știți de ce? Pentru că un rabin, interpretând textul, zice așa, pentru că ogorul ăsta era al lui, era pământul lui. Și de asemenea spune că pământul acesta a fost odinioară, înainte a fost un pământ mare, Shama a fost un moșier care a avut un pământ mare, un ogor mult mai mare. Dar ogorul lui se afla exact pe granița dintre evrei și filisteni. Și se întâmpla un fenomen ciudat. De câte ori veneau filistenii, știți ce spunea Shama? Uitați-vă la mine, făcea încă un pas înapoi și zicea, nicio problemă, mai dăm un pas înapoi, mai lăsăm, să fim bine, să fie bine, să nu fie rău, mai facem un mic compromis. Și a cedat încă un pas și încă un pas și încă un pas și încă un pas și încă un pas, până când Shama a rămas cu un amărât de ogor cu linte. Știți cum se traduce în românește Shama? Shama înseamnă ruină, dezolare, dezamăgire, extraordinar. Numele este exact ca viața lui. Dar ce mi se pare extraordinar cu adevărat în viața acestui om? Și de câte ori citesc textul, îl citesc cu lacrimi în ochi. Biblia ne spune că într-o zi Shama s-a săturat să cedeze. Într-o zi Biblia ne spune că Shama a spus, destul, am cedat destul. Și Biblia ne spune că în ziua aceea în care Shama s-a ridicat și a zis, astăzi voi lupta pentru amărâtul acesta de ogor care mi-a mai rămas. E un ogor cu linte, dar astăzi sunt gata să mor pentru puținul care mi-a mai rămas. Știți ce a spus Biblia acolo, ce spune Biblia acolo, ce a citit voi cu voce tare? În ziua aceea, Domnul a dat ce? O mare izbăvire. Dați-mi voie să repet eu cu voce tare și apoi aș vrea să repetăm cu toții. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Hai să repetăm împreună. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Aș vrea încă o dată și cu mai multă putere. Și Domnul... Știți când a dat Domnul o mare izbăvire? În ziua în care Shama se ridică să lupte. Mulți dintre voi nu mai luptați. Sunteți exact cum a fost Shama. V-ați săturat să luptați. Nu mai vrei să luptați pentru Dumnezeu. Nu mai vrei să lupți cu păcatul din viața ta. Te-ai săturat. Nu mai vrei să lupți pentru familia ta. Te-ai săturat. Nu mai vrei să lupți pentru cei dragi. Te-ai săturat. Și ai ajuns exact așa, ma, ruină, dezolare, dezamăgire. Știi ce mă gândesc? Am fost în Suedia, în Norvegia, în Danemarca de curând, am văzut biserici transformate în cluburi. Am fost în Dublin, am văzut biserică transformată în club. Și ascultați-mă, oameni buni, mă gândesc că biserica de astăzi seamănă mult cu Shama.
E dezolare, e dezamăgire, mai ales aici în Europa. Știți de ce? Pentru că am zis așa, nici asta nu-i păcat, nici asta altă nu-i păcat și am făcut încă un pas și încă un pas și încă un pas înapoi până când am rămas ceea ce suntem astăzi. Ruină, dezolare, dezamăgire, dar biserica, ascultă-mă bine, e timpul să te trezești în sfârșit din somn. Amin la asta? Tu care odinioară îți găseai bucuria la citirea cuvântului, astăzi adorm după prima propoziție pentru că ai ajuns șama, ruină, dezolare, dezamăgire. Tu care odinioară duceai o viață sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu, ai ajuns astăzi să te îndepărtezi de Dumnezeu, ai ajuns șama, ruină, dezolare, dezamăgire, dar e timpul în această zi să te trezești, aleluia!